Proiectul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces se află în această perioadă în procedură de achiziție, deci în faza de contractare a unor constructori care să demareze lucrările la acest obiectiv. Lucrările au termen de finalizare sfârșitul acestui an, deși ele nici măcar nu au început. Cel mai probabil, în cazul acestei investiții, vor exista termene de prelungire a lucrărilor, deoarece este imposibil ca acestea să se mențină în graficul impus. Un lucru important pe care trebuie să-l și unde administrația publică locală va trebui să se concentreze în acest an este încheierea exercițiului POR, Program Operațional Regional, care are deadline-ul 31 decembrie 2023, unde avem înscrise obiective importante, printre care și cinematograful Unirea, care va intra în procedură de achiziție. Au fost obținute ultimele avize după toate modificările impuse de autorități și stabilite de verificatorii de proiect, astfel că deja sunt făcute demersurile pentru procedurile de achiziție. Toate aceste proiecte de școli, de infrastructură, de iluminat public vor trebui terminate la 31 decembrie 2023. Asta este termenul pentru implementare stabilit și nenegociabil în acest moment. Încercăm să facem acest lucru. Eu cred că este realizabil, doar că știți cum este acum, trebuie să mai ai și puțin noroc, să ai un operator care să fie serios și care să se țină de treabă și să fie competitiv, pentru că te poți trezi, cum au mai fost cazuri, când au renunțat la proiect, că nu mai au, nu știu ce, orică forță de muncă, orică. Dar n-aș vrea, eu vreau să mă încarc, sau principiul de abordare este un principiu optimist. Eu, la fel, toate discuțiile pe care le aveam cu aparatul tehnic și cu cei care sunt în echipele de proiecte, că e managerul de proiect, că e persoana tehnică responsabilă, că sunt alți oameni care sunt implicați în proiect, ne străduim și ținem legătura cu atât cu proiectant, atât cu expert, atât cu constructor, atât cu autorități de monitorizare, astfel încât să putem să ne încadrăm în termenele și în etapele stabilite. Sigur, nu ți iese la milimetru tot timpul. Pe parcursul derulării mai sunt lucruri care se reașează în graficul de activități, în ceea ce se întâmplă, că sunt lucruri imprevizibile într-un proiect mare. Dar per total sau în general încercăm să ne încadrăm în ceea ce stabilește această axă de finanțare, pentru că în momentul de față 31.12 este termenul final. Valoarea investiției era estimată la momentul semnării contractului, în anul 2021, la suma de 15,6 milioane de lei.